Nu mai încape îndoială faptul că cel mai dificil a fost celor patru băieți, care au acceptat cu greu trecerea neființă a tatălui lor. Mai mult decât atât, fosta lui soție, Adriana Bahmuțianu, a trecut prin clipe cumplite, înrucât nu a fost lăsat să-și vadă copiii. Minorii au rămas atunci în grija fraților mai mari, despre care vedeta spune că au încercat să influențeze într-un fel sau altul. Pentru că a vrut să-și facă dreptate cu orice preț, aceasta a decis să apeleze la autorități pentru a-și recupera copiii, după moartea fostului său partener de viață. Cu toate acestea, s-a dovedit a fi un proces dificil și anevoios. Ba mai mult decât atât. Nu a primit din partea autorităților răspunsurile la care s-ar fi așteptat. Recent, Adriana Bahmuțianu a făcut mărturisiri halucinante despre sfatul pe care l-ar fi primit de la Gasepec. Gasepec, în loc să susțină mama, să mă susțină pe mine, ca reprezentant legal al copiilor, să mă pună în drepturi, să-mi faciliteze relația cu copiii, Gasepec mă sfătuiește să stau deoparte, că nu e cazul să-i mai sunt pe copii, ci să cer plasamentul, să-mi dau copiii în plasament, am înregistrarea. Deci, dacă eu aș fi făcut asta, le puneam pe tavă copiii fraților mai mari. Ei credeau că eu sunt vreo fraieră, că nu am citit legea și că mă prostesc. Copiii mei l-au investit deja cu autoritate paternă pe fratele mai mare. Pe Honorius. Ca să înțeleagă oamenii un lucru, eu nu am voie să mă ating de un leu din ceea ce le rămâne copiilor mei de la tatăl lor decedat Silviu Prigoană. Nu știm încă ce le rămâne exact, nu știm dacă le rămâne ceva sau nu, dar se pare că totuși ar putea să le rămână ceva din acea casă sau din alte bunuri pe care nu le-am identificat, dar le va identifica notarul în cel mai scurt timp. Eu, ca tutore, ca mamă și reprezentant legal, nu pot decât să semnez împreună cu autoritatea tutelară că administrez. Am grijă de averea minorilor până ce aceștia devin majori, dar nu am voie să iau un leu de acolo. Dacă aș face asta, aș intra la pușcărie în secunda 3. De aceea se numește în aceste cazuri și un reprezentant al statului care să vadă dacă nu cumva eu înstrăinez vreun bun, fac vreo manevră bancară și așa mai departe. Nu ai voie decât să le conservi aceste bunuri și ei la 18 ani să decidă cum fac. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.